în etapa 15-a actuale ediții de campionat a Diviziei A la handbal feminin, CSM Slatina a primit vizita echipei CSM Bistrița. Înaintea partidei, atât handbalistele slătinene, cât și cele din Bistrița au primit câte o floare în dar de Ziua Internațională a Femeii. După acest moment festiv s-a dat și fluierul de start. Slătinencele au intrat motivate, conducând ostilitățile în teren în cea mai mare parte a jocului. La pauză, fetele lui Hamciuc aveau un avantaj de 8 goluri pe tabela de marcaj, care arăta scorul de 20-12. La reluarea meciului, handbalistele noastre au mai marcat încă 14 goluri, câștigând partida cu scorul de 34-28. A fost un meci al orgolilor. Cine a greșit mai puțin a câștigat. Ne-am dorit foarte mult victoria. După cum s-a văzut, am încercat să conducem tot meciul. A fost un meci destul de greu, în care fiecare și-a făcut datoria și a dat maximul din ce putea. Cele 3 puncte obținute în fața propriilor suporteri le aduc pe handbalistele de la Malul Oltului mai aproape de accederea la barajul de promovare în Liga Națională. Sunt foarte importante. După cum am spus, mai aveam încă 2 meciuri pe care trebuie să le câștigăm, să ne putem duce mai departe pentru a merge la baraj. Pentru această partidă, Hamciuc a reușit să le recupereze pe Simona Striblea și Diana Pârvu, care au fost accidentate. Însă, în continuare, sunt probleme de lot. Livia Pomană și Loredana Ciochia având probleme la ligamente. Antrenoarea echipei CSM Slatina speră ca la următoarea partidă, care va avea loc pe 29 martie la Timișoara, să se poată baza și pe cele 2 jucătoare. După etapa a 15-a, CSM Slatina se situează pe locul 5 al clasamentului cu 24 de puncte, la egalitate cu CSM Bistrița. Cele 2 grupări sunt departajate de gol. Veraj.